Domnule primar, vă rugăm să ne spuneți stadiul lucrărilor la sala de sport de aici din Plopeni. Ce se întâmplă mai exact? Deci la momentul ăsta pot să spun stadiul degradărilor la sala de sport. În aprilie anul ăsta, compania de Națională de Investiții a rezidiat contractul cu societatea care a executat lucrarea. De atunci și până acum, din cauza unor deficiențe la sistemul de ape pluviale, lucrurile s-au degradat foarte mult. Motivul rezilierii contractului care a fost? Că practic ați ajuns o victimă colaterală. Problemele financiare între... Eu n-am cum să o bag ca și UAT, dar CNI-ul având contract cu firma care a câștigat licitația publică, e treaba lor de contractare. Noi suferim, copiii din oraș suferă. Da. De aproape un an de zile nu putem să intrăm în sala de sport pentru că arată cum arată. Și indolența și, să nu spun mai cuvinte mai grele, a celor care conduc compania și Ministerul Dezvoltării este crasă. Adică eu am făcut documente către dumnealor nenumărate, telefoane nenumărate. Nu se poate să lași o investiție pe banii noștri românilor să se degradeze. În momentul de față, CNI-ul ce soluție v-a propus sau, nu știu, după rezilierea contractului cu vechiul constructor? În luna august, anul acesta, da, am primit o înștiințare de la Compania Națională de Investiții în care vor trimite niște evaluatori să vadă nivelul lucrărilor și statul degradării și vor face o licitație pentru altă dată semnal al constructor să execute lucrările, deci, finalizate. Suntem în octombrie acum, au ajuns evaluatorii respectivi. Gândiți-vă că dacă trece și iarna asta peste această investiție fără să fie reabilitată cum trebuie, statul de degradare va fi undeva de 4%. Practic vorbim de bani aruncați pe fereastră. Asta este. În momentul de față, clădirea în ce proporție este finalizată de vechiul constructor? Conform spuselor constructorului, în aprilie anul acesta, scrise de fapt de constructor către companie, era undeva la 99%. Dar degradarea acum atât de mare, e undeva la 7%. Și dacă mai trece și iarna asta, va fi la 4%. Am înțeles. Vă mulțumesc.